Demolarea chioșcurilor, tarabelor și a magazinelor de la metro a început în aprilie anul trecut în stația Ștefan cel Mare. De atunci a trecut aproape un an și două luni. Unii comercianți au fost evacuați, alții însă își desfășoară activitatea și acum. Potrivit Metrorex, din cele 325 de spații comerciale care funcționau înainte de începerea evacuării, acum mai sunt deschise 79. Comercianții evacuați se simt nedreptățiți. A fost o șansă pentru unii și o lipsă de șansă pentru alții. Deci a depins de primăriile de sector. Nu este corect. Călătorii nu înțeleg nici ei de ce unele chioșcuri au fost demolate, iar altele nu. Păi ar fi trebuit toate demontate. De ce au rămas unele? Acum cum sunt, arată ca o tarabă în piață. Poate ceva la nivelul anilor 2022 ar fi mai ok. Aceste magazine ar trebui totuși menținute la metro, deoarece sunt foarte utile. Poți să-ți iei o gustare, o sticlă de apă. Reprezentanții Metrorex au precizat pentru știrile TVR că au cerut tuturor primărilor de sector evacuarea spațiilor comerciale amplasate ilegal, dar că singura care nu a răspuns apelului este primăria sectorului 3. Ținând cont că Metrorex depinde de răspunsul primăriei sectorului 3, nu putem estima când acele spații vor fi eliberate, spun reprezentanții Metrorex. În replică, cei de la primăria sectorului 3 spun că au respectat procedurile legale și că Metrorex avea posibilitatea să desființeze mai rapid spațiile comerciale amplasate ilegal, fără să aștepte dispoziția primarului. Având de-a face cu o reacție diferită a autorităților publice, este anormal ca într-un oraș, în același oraș, în cartiere diferite, în zone diferite, administrațiile să acționeze diferit. Ceea ce creează și o formă de frustrare și pentru cei care au fost nevoiți să-și închidă activitatea, dar și pentru cetățeanul de rând care nu mai înțelege nimic. Spațiile comerciale au fost închiriate prin firma sindicatului. Chioșcurile au fost demolate din dispoziții de primar. Suntem în instanță cu toți primarii respectivi. Stânsi așa au hotărât, să vedem ce spune instanța. Metrorex vrea să elibereze spațiile comerciale și pentru a le reînchiria. De data aceasta direct și nu prin intermediul firmei sindicatului.